Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne-am reîntors, așa cum v-am promis, cu o nouă emisiune. Astăzi am adus în fața dumneavoastră o campioană națională la gimnastică, antrenor de fotbal, care are peste 36 de ani de carieră. Gândiți-vă în fiecare an câte generații de notători a scos. Vă mărturisesc cu drag și eu am fost la cursurile dumneei pe un parcurs a 12 ani, sporadic într-adevăr, dar suficient cât să port marca întâlnirii cu această mare doamnă a sportului românesc. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe doamna Georgeta Handrea, căreia îi urez bun sosit în studioul Litoral TV și îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră astăzi. Cu cea mai mare plăcere, Sonia. Mi-aduc aminte de tinerețe văzându-te acum pe tine. Sunteți la fel de tânără. Nu vreau să vă fac vreun compliment Mulțumesc. și colegii mei au remarcat, arătați extraordinar. Pentru că eu trăiesc printre tineri și probabil că mă alimentez cu tinerețea, cu seva lor, cu dorința lor de învăța, de a învăța, de a progresa și uit că scrie o dată în buletin. Doamna Andreea, invitația pe care ați primit-o din partea noastră nu este una întâmplătoare. Se pare că a venit momentul să primiți un loc de onoare pe această canapea a excelențelor Mulțumesc frumos! din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere al sportivului de carieră, din punct de vedere al antrenorului de not, din punct de vedere al formatorului de caractere, moment cu care și în care voi face în așa fel încât să aduc un omagiu tuturor formatorilor de caractere din România. Și de ieri, și de azi, și cei care vor îmbrățișa pe viitor această carieră. Moment cu care, am spus la un moment dat, ne vom bucura, sper, la sfârșitul unui ciclu a acestor emisiuni, pentru că intenționăm ca toate personalitățile prezente în studioul Litoral TV să se bucure nu numai de un format video, dar poate, cine știe, și de o carte. Avem o promisiune să vedem cât de bine se va concretiza. Nu pot să mă abțin să nu felicit alături de dumneavoastră pe toți formatorii de caractere, printre care vă mărturisesc că se află și un domn deosebit, Constantin Enache, socrul meu, care știu că se uită acum la noi și căruia țin să-i mulțumesc pentru sacrificiile făcute o viață, pentru caracterele pe care le-a scos din toți tinerii pe care i-a avut pe mână. Și acum să ne întoarcem la Georgeta Handrea. Doamna Handrea, părinții, tinerii, generații după generații, vă cunosc ca antrenor. Eu am fost eleva dumneavoastră, fiul meu a fost elevul dumneavoastră, intenționez să fim sănătoși și să fie și nepotul meu elevul dumneavoastră. Multe generații v-au trecut prin mână. Haideți să vedem cine este Georgeta Handrea, omul din lăuntru. Nu știu cum să încep. Unde Este v-ați un născut? om. M-am născut în București, am copilărit în București, am făcut sport în București, am fost gimnastă la clubul Dinamo Vai, vă opresc. și. O să fac un paralelism. Să știți că socrul meu, domnul Constantin Enache, tot din București. Soțul meu, evident, din București. Mare sportiv și el, a făcut volei la nivel profesionist, tot la Dinamo. Se pare că Dinamo a avut o școală sportivă de o calitate excepțională. Pot să spun că mai bună ca altora, dar eu sunt încântată de produsele clubului Dinamo. Și poate și puțin mândră, Da, pentru că categoric, ați luat de categoric. acolo și ați adus în Constanța și ați pus marca școlii de disciplină de la Dinamo. Da, categoric. Am avut, mi-amintesc, antrenorii care erau cam de vârsta mea, 50-60 de ani, iar eu eram o copilă și îi respectam extraordinar de mult.
și aveau în același timp și o îngăduință pentru prostiile și copilăriile noastre. Dar probabil că am învățat de la dânsi cum trebuie să fii riguros, dar în același timp îngăduitor. Deci v-ați născut în București. Da. Și am O fată între câți copii? O fată. Singurul copil Singurul la părinți. Copil la părinți. Cum au fost părinții? Preocupați ca și cei de astăzi. Am crescut puțin cu cheia de gât pentru că aveau serviciu. Țin minte că una din vecine, pe la vârsta mea de 6-7 anișori, i-a comunicat tatălui meu că ar fi cazul să mă ducă undeva la un sport, dacă nu vrea să pățesc un accident foarte greu, pentru că mă urcam pe bordura de la fereastră și făceam balet. Stând la ce etaj? La etajul 2. Doamna Alba, deci lucrul acesta chiar nu l-am știut despre dumneavoastră. Nu, cred că nici copiii mei nu știu. Curajoasă, de mică? Nu știu dacă curajoasă. Temerară? Așa, inconștiență copilărească. Puțină inconștiență. Da, pentru că te plictiseai în casă. Pe urmă, știu că, cred că eram în clasa 1. Am făcut școala generală la Zoia Cosmodineamskaya, numărul 10, deci nu la liceul Cosmodineamskaya, pentru că am copilărit în cartierul Floreasca. Am terminat după aceea liceul Caragiale, Ion Luca Caragiale. Să sărim peste timp, mai stați cu noi. Deci ați fost în copilărie, ați fost la o școală destul de renumită. Da, da. Înainte de a ajunge la școală, aș dori să-mi vorbiți puțin despre mama și despre tata. Cum au fost părinții? Eu vă mărturisesc, ca să nu credeți că intru așa puțin cu cismulița în viața dumneavoastră. Toți apropiații mei știu că vin dintr-o familie foarte echilibrată, unde ni s-au inspirat valorile și unde fiecare părinte a concurat cu celălalt în a ne pune în inimă valorile. Și știu că același lucru s-a întâmplat la dumneavoastră. Categoric. Cum a fost mama și ce v-a rămas de la mama? De la mama mi-a rămas plăcerea de a citi. Nu știu dacă avea suficient timp, dar întotdeauna își găsea să citească, la început împreună cu mine, după aceea îmi transmitea cam ce ar trebui eu să citesc în afară de lista pe care o primeam de la școală și automat și dânsa citea ca să fie exemplu. V-a dat acel dar al dragostei față de a citi. Față de a citi, da. Iar tata, pentru că era muncitor la CFR, mi-a dat dragostea de a fi, sau mi-a impus să fiu foarte ordonată și să știi că ceasul zboară. Viața este aici, în ceas. Dacă ai pierdut clipa, s-ar putea să regreți. Deci trebuie să fii ordonat, să nu pierzi timp. Și după aceea în viață lucrurile astea cred că mi-au prins bine. Mai trăiesc părinții? Din păcate tata nu. Mama am reușit după decesul tatălui să o aduc în Constanța, să o conving să vină în Constanța și mereu îmi spune dacă tata avea puterea să se rupă de loc, cred că și acum ar mai fi trăit. Așa spune dânsa, pentru că dânsa este încântată de Constanța și că suntem mai aproape. Doamna Andra, mămica dumneavoastră se uită acum la televizor. Sper. Camera vă stă la dispoziție. O să vă rog să-i acordați un minut după o viață de carieră, după atâția ani în care și-a sacrificat zile, nopți, zâmbete, lacrimi, tot ce a putut să vă ofere mai bun, v-a oferit pentru ca fiica ei, unicul copil, să ajungă în viață cineva. Camera este a dumneavoastră. Dragă mama, îți mulțumesc din suflet pentru toată grija pe care ai avut-o față de mine, pentru răbdare, pentru susținere și de multe ori
Acum sunt mai emoționată ca altădată, când suntem față în față, știi că te iubesc și îți spun că te iubesc. Așa, o declarație de dragoste în public, până acum n-am mai făcut. Dar să știi că sufletul meu este numai lângă tine și îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai făcut tu și tata alături de mine, ca eu să fiu foarte sigură pe mine în viață și foarte stăpână pe mine, pe ce fac eu, să nu vă fac de rușine, să fiți mândri că ați avut o fică care a fost corectă, cinstită și a știut că viața înseamnă muncă. Și noi îi mulțumim mamei dumneavoastră pentru felul în care v-a educat și v-a crescut. Pentru că în următoarele două părți ale emisiunii vom vedea care anume au fost calitățile pe care vi le-au inspirat, la care dumneavoastră ați adăugat prin autoformare tot ce ați putut mai mult și mai bun și ați transmis mai departe atâtor și atâtor generații. Doamna Handrea, suntem la școală. Suntem la școală, suntem o elevă foarte jucăușă, suntem o elevă cu foarte multe idei, plină de energie, o elevă ce a învățat de la tata ce înseamnă disciplina, timpul și folosirea timpului la timpul potrivit. Suntem o elevă care a învățat de la mama cât de importantă este cartea. Da? Și la școală am învățat de la profesori tot ceea ce s-a putut. Cine v-a marcat viața în timpul școlii generale? Poate nesperat de mult am fost marcată de profesoara de chimie, care nu iubea faptul că în liceu. Pentru că nu iubea faptul că fac sport și aveam perioade lungi de cantonamente. Și întotdeauna cum apăream prima oră de chimie la care apăream în clasă, Georgescu la tablă. Să mor și mai multe nu. Și pe urmă am înțeles. Într-adevăr, perioadele lungi de cantonament nu te scutesc de a învăța. Nu este permis să ai goluri în pregătire. Poate alți profesori erau mai îngăduitori și erau mai aproape de sufletul meu, iar doamna profesor Iordăchescu, că îmi țin minte și acum cum se numea doamna, era o doamnă foarte exigentă și își iubea foarte mult materia și bine făcea. S-a stins, să știți. Da. S-a stins. Noi am căutat-o pentru dumneavoastră, ne-am fi bucurat să mai fie în viață, da. Și să vă facem această surpriză de a da, o auzi da. Telefonic, în direct la Litoral TV, pentru că în viețile tuturor cursanților dumneavoastră ați adus ceva. Eu eram elevă și a școlii generale numărul 12 și a școlii generale de muzică din Constanța. Aveam un program foarte încărcat, de dimineață până la prânz la școală, de la prânz până seara la școala de muzică și numai Dumnezeu știe cum îmi făceam timp să ajung la not. Și mereu ne întrebați, v-ați făcut temele? Da. Să nu aud că nu v-ați făcut temele, că la not nu mai veniți. Lucrul acesta ne ambiționa pe toți, era un concurs între noi, care să mergem la olimpiade și la un moment dat lipsurile mele de la not așa se justificau pentru că mergeam la toate olimpiadele, dar pe lângă părinți și profesorii de la școala de muzică, eu doream și casa pionierilor, pentru că așa era pe vremea aceea, să fie mândră, doamna antrenor, nu se putea să merg acolo. Să știți că am stat de vorbă, acum două săptămâni, când am venit la dumneavoastră și v-am luat acel interviu, cu câțiva dintre cursanții dumneavoastră. Și am întrebat, ce cere doamna de la voi? Știți ce mi-au spus?
să fim punctuali, să dormim la timp, să fim disciplinați, să ne facem temele și să o ascultăm ca să avem performanță. Revin la doamna profesor de chimie. V-a stresat mult. Nu neapărat stresat, dar atunci nu înțelegeam. La vremea aceea, Dar va. mai târziu Da. am înțeles că trebuie și atunci când plecăm în cantonament să cât de cât să citim și să ținem pasul cu programa școlară. Apropo de cursanții mei, de-a lungul timpului, dar și acum. Am printre elevii de la not, de la grupa de așa zis performanță, dar sunt ușor avansați, într-adevăr, merg la campionate naționale, copii extraordinar de buni. Am, de exemplu, la școala 43, un elev, Bodiu Cristian, este locul întâi pe țară la Olimpiada de fizică. Fizică, da, așa este. Am copii la liceul pedagogic, clasa 5-a. Au terminat sau termină acum anul școlar cu 10 pe Pe linie linie. și este campioană, multiplă campioană la not. La not. Asta zic eu că și datorită cerințelor mele și Cu am siguranță. nebuniei astea mea de a fi voi perfecți. Da. Chiar dacă eu eram supărată pe doamna profesoară de chimie atunci, că mă tot bate la cap să știu când eu nici nu știu cum se cheamă lecția. În orice caz, din chimie v-a rămas o dragoste aparte vis-a-vis de compoziția chimică, alimentară, da? A tot ceea ce ar trebui noi să ingerăm pentru a fi sănătoși. Pentru că ați dobândit niște cunoștințe deosebite în timp și aveți realmente și calitățile unui bun nutriționist. Dar o să ajungem și acolo. Bun, am sărit de la școală la liceu, am văzut cine a fost doamna profesor. Haideți să vedem cum s-a întâmplat de ați intrat la facultate. La facultate am intrat fără să știe tata că voi da Așa, la educație fizică. așa. Tatăl meu era convins că voi da la medicină. Pe vremea aceea, când eram eu elevă, nu se făceau meditații pregătitoare pentru facultate. Pune mâna, burta pe carte și când m-am dus, m-am înscris, tata zice: când ai examen și care e primul examen? Și zic că aș vrea să nu te superi. De ce? Păi am o săptămână înainte de scris probele practice. Ce probe practice dați voi la medicină? Păi știi, tata dragă, eu m-am înscris la educație fizică. Mi-era frică că o să facă un accident vascular, săracul tata. Tata, care trebuie să spunem, era un tip foarte sobru, Era era un tip foarte, foarte da, și-și dor, punctual, da, era riguros un și promotor al disciplinei în familie, foarte riguros și așa este, dar a fost care, foarte îngăduitor da. până la urmă. A zis: dacă tu consideri că poți să faci facultatea asta, n-ai decât să o faci și după aceea vei vedea ce faci cu viața ta. De acum aveam 17 ani și jumătate, așa. Hai că a mers cu mine și la probe practice, a văzut că mă descurc. Am dat și aici anatomie, am luat o notă mare, am intrat, nu neapărat fluierând, dar ușor. Zice: bine, și la medicină când ai? Da. Dorința dumnealui Da. v-a urmărit o Nu, perioadă. nu, nu m-a urmărit. L-am făcut să înțeleagă că atât pot eu, că pentru medicină trebuie să ai un alt caracter. Iar eu nu aveam așa multă stare în mine. N-am acum la 60 de ani, dar mi-te atunci la 20, la 24, la 23, când am terminat facultatea de educație fizică. Dar a fost până la urmă foarte mulțumit și a înțeles că asta este menirea mea, să lucrez cu copiii. Cum v-a dat vestea că a acceptat până la urmă ideea că mergeți la IEFS?
Da, dacă tu consideri că asta Cu este. răsemnare? Nu, Nu. nu. Chiar era mulțumit de mine pentru că continuam să și practic gimnastica, cu toate că aveam de acum la intrarea în facultate 18 ani. După aceea mi-am găsit alte activități artistice, să le numesc. Și a considerat că nu-mi pierd timpul. A înțeles că a fi student la IEFS nu înseamnă să plimbi sacul de sport de acasă undeva și să ai alte activități. A constatat că este o facultate riguroasă la care se cere disciplină și i-a plăcut lucrul ăsta și a fost încântat. Știți de ce vă întreb? Pentru că era interesant de știut de la care dintre părinți ați moștenit acest izvor de raționalism și rațiune. Întotdeauna ați știut să cântăriți lucrurile și să scoateți din tot partea bună și să o și hrăniți, să o și faceți să înflorească. Cred că am mixat Și mama și și tata. de la mama și de la tata, poate rigurozitatea uneori exagerată din partea mea, nu din partea tatălui, am luat-o de la tata, dar puțin echilibru, cred că mama a fost cea care a sădit și îmi revin când sunt foarte înverșunată așa și foarte înfierbântată pe o idee, pe urmă zic că da, hai să mai mă gândesc puțin. Și atunci reevaluez și totul revine la normal. V-ați propus în acea perioadă să lucrați mai târziu cu tinerii, cu copiii? Dar nici nu am gândit altfel. Totdeauna m-am gândit că voi lucra cu tineri, cu copii. Nu știu, nu pot să spun că mi-au plăcut copiii. Eu fiind un copil foarte agitat, foarte creativ, și am Energic. energic, Da, extraordinar de da, da. energic, am fost un copil problemă. În sensul că întotdeauna chiar erau acolo niște vecini de-ai noștri, îmi spuneau țânțărică. Pentru că zburam tot timpul de la o activitate la alta, niciodată nu m-am accidentat, niciodată nu am fost un copil problemă cu vecinii, nu am spart geamuri, n-am. Deci un copil normal, dar tot timpul foarte agitată. Așa păream. Și prin sport, probabil lucrul acesta s-a canalizat, am devenit controlată, am devenit așa programată și de acum, când eram adolescentă, nimeni nu își mai făcea probleme referitoare la Știți, termenul comportamentul ăsta meu. de copil agitat, mie nu-mi sună foarte bine. Eu sunt absolventă a facultății de psihologie și pe parcursul anilor mi-am dorit să înțeleg foarte mult despre această etichetă și despre sindromele asociate acestui cuvânt. Eu aș spune mai degrabă energică. Și cred că în timpul facultății ați învățat cum să canalizați și să Exact, să distribuiți această distribui această energie energie. și Exact. cum să o imprimați celor din jur. În primul rând, am încercat energia mea să o canalizez spre a nu-mi face rău, spre a mă dezvolta și intelectual și fizic. Și apoi, tânăr profesor, am încercat să calmez copiii care erau foarte energici, dându-le teme și teme suplimentare. Și cred că am reușit, cred că am reușit. Urma să vă întreb, considerați că ați reușit? Da. Da, Da. pentru că acum discutând cu tine, stau și rememorez multe chipuri de copii care acum sunt adulți, unii dintre ei foarte realizați și profesional și familial. Sunt copii cu care chiar mă mândresc, sunt așa de mulți încât nu vreau să dau nume, pentru că sunt foarte mulți și n-aș vrea să uit, sigur voi uita.
Mi s-a întâmplat acum vreo 3 săptămâni, mergând prin parc cu nepoțelul meu, o tânără cu un băiețel aproape de vârsta nepotului meu, să mă oprească și să-mi spună: Doamna Andrei, eu sunt Doina. Nu am realizat, nu arătea nimic din copilul pe De care, altă dată. dar mă ducea pe mine cu gândul la Doinița, o fetiță sfioasă, firavă, probabil speriată uneori de tonul meu, că la bazin am un alt ton, o altă atitudine. Nu vreau, dar meseria Se mea. impune. O să ajungem și la lucrul acesta, pentru că Așa. sunteți considerată cea mai severă antrenoare, dar ați Pare și rău. dat cele mai bune Și rezultate. a trecut timpul. Cam peste o săptămână a apărut un băiețaș, după discuția noastră a apărut un băiețaș cu o foaie de hârtie scoasă la imprimantă și cu o poză. Eu, care aveam pe atunci vreo 27 de ani, și un grup de sportivi din care n-am recunoscut decât unul, pentru că am lucrat mai mult cu el, e vorba de Flora Răzvan. Și atunci, uitându-mă așa, zic: ea trebuie să fie Doina. Da. Deci, copiii mei, că așa, întotdeauna le-am Așa, spus așa ne-ați așa, numit pe toți. De dragii câți mei, ani, doamna Andra? De de câți ani? 38 de ani, 38 de 38 ani. de ani s-au împlinit, sau se împlinesc acum la 1 La 1 septembrie, septembrie, da. da, 38 de ani în care am avut o perioadă în care n-am lucrat cu copiii, pentru că am lucrat puțin la lot. Și să știți că mi-a fost foarte greu să lucrez cu adultul Florea Răzvan. Mi-a plăcut mai mult să lucrez cu Cu copilul Florea copilul Răzvan, Flora că pot să Razvan. spun că nu mi-a fost bine cu Florea Răzvan, adult. Dar cred că undeva, apropo de întrebarea inițială, dacă am gândit vreodată să lucrez cu copii, cred că așa nu am gândit, ci așa am simțit. Să Așa a fost să lucrez, fie. da, să lucrez cu copii. Înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, aș dori să vă întreb ceva. Nu-mi propusesem înainte de intrarea în emisiune, e o chestie care a venit pe parcurs. Doamna Andrea, v-ați născut în București. Ați locuit acolo. Cum de-ați lăsat Bucureștiul? Pentru că e un câștig enorm pentru Constanța că vă avem aici. Da, mulțumesc frumos și chiar eu mulțumesc constanțenilor că m-au adoptat. Primii 10 ani de profesorat aici în Constanța am fost numai cu gândul acasă, la București. Vă lipsea Îmi Bucureștiul. lipsea agitația, îmi lipsea, dar am și avut o perioadă, vreo 2 ani, când am fost detașată la București și am zis: nu mai pot locui în București, nu mai era mediul meu. Și am simțit nevoia să mă întorc la liniștea, la copiii disciplinați din Constanța. Pentru că așa era, așa am simțit eu. Sunt mai ușor de modelat. Așa Știți i-am simțit ce eu. spuneau unii părinți despre dumneavoastră? Doamna Andra e ca marea. Când în pauză, până să intre copiii în bazin, este lină, transparentă, iar în clipa în care începe antrenamentul, din momentul ăla este montată. Nu mai vede stânga, nu mai vede dreapta, vede copilul, vede performanța în viitor pe care vrea să o scoată și își urmărește targetul pas cu pas. Doamnelor și domnilor, noi vom reveni după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Vom parcurge împreună cu doamna Handrea întregul drum al vieții dumneai spre succesul pe care îl are astăzi. Dragii mei, ne-am reîntors. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați fost alături de noi de la bun început, aș vrea să vă spun că astăzi o avem invitată în studiourile Litoral TV pe doamna Georgeta Handrea, campion național la gimnastică, antrenor de not de mai bine de 36 de ani, adică
chiar 38 de ani, la 1 septembrie, antrenor ai unor mari campioni naționali și internaționali, despre care vom vorbi în continuare. Doamna Handrea, de la copilul care cobora din balcon pe tei. Pe tei, ca să puteți ieși afară la joacă, până la antrenor al unor campioni internaționali. Drumul a fost frumos. Foarte frumos. Foarte plin de energie în școala generală, plin de energie în liceu. În facultate lucrurile au stat cum? Pe cine ați avut profesori? Cei mai importanți profesori ai dumneavoastră? Oh, Doamne, sunt așa de mulți că pentru teorie și metodică pe doamna Firea, o doamnă superbă. O mare doamnă. O mare de doamnă. Fapt, toate cursurile dumneai și în ziua de astăzi se predau la... Au rămas la baza La baza sportului, teoriei, da? Da. Apoi la gimnastică pe... O grămadă de profesori care, din păcate, nu mai sunt. La not, pe domnul Dumitrescu, la atletism, pe doamna Fire, domnul Fire. Domnul Fire, așa. O grămadă de oameni extraordinar de mari și extraordinar de buni pedagogi. Haideți să răspundem puțin curiozității pe care deja cred că am trezit-o telespectatorilor noștri, pentru că i-am plimbat un pic în timp, înainte-înapoi. Mărturisesc că n-am făcut lucrul acesta degeaba și nici haotic. Aș vrea să fac într-un fel să vă scot un pic din disciplina și rigurozitatea dumneavoastră ca să pot să scot niște emoții, niște trăiri și niște amintiri deosebite. Pentru că teoretic, faptic, raportat la ani, noi știm, telespectatorii vor afla, dar vreau să pătrund și în omul Georgeta Handrea. Din acest moment nu vom mai proceda așa, vom merge pas cu pas. Aș vrea să începem cu un capitol foarte important din cariera dumneavoastră și anume din această perioadă a facultății. Ce anume v-a determinat să îmbrățișați gimnastica și cum ați ajuns campion național? A, nu, campion național am fost până pe la 17 ani. Deci atâta vreme cât am fost legitimată la Clubul Dinamo, datorită antrenamentelor domnului Covaci, am reușit să fiu campioană națională. Național. La facultate mi s-a părut foarte greu limbajul și teoria pentru a fi antrenor de gimnastică. Extraordinar de greu. De ce? Gimnastica este cel mai greu sport. După care vine notul. Gimnastica înseamnă foarte mult, foarte puține cuvinte, foarte mult scris, foarte mult explicat corporal și ajutor și în notul nu are 5 aparate sau 4 aparate. Gimnastica este mult mai dură. În notul îți creează așa plăcerea de a te juca cu copiii. Și e vorba de apă, e vorba de a combina... Nu știu dacă... A combina apa cu soarele, asta a fost visul, gândul meu atunci. Da. S-a dovedit că nu este așa. Da. Nu este așa. Dar, pentru că am suferit foarte mult ca gimnastă, am zis că nu vreau sau nu voi putea eu să determin un alt copil să facă ceea ce am făcut eu. Și de acum gimnastica a evoluat extraordinar de mult. Deci mi s-a părut greu să reușesc ca profesor. De ce ați suferit ca gimnastă? O, vârsta destul de fragedă, nu era ca acum 3-4 ani, era 7 ani, dar aveam bătături în palmă mai rău decât muncitorul, aveam exerciții de mobilitate mai dure, după părerea mea, ca la balet. Sunt foarte, foarte multe restricții. Cei care fac gimnastică știu, iar antrenorii de gimnastică sper să nu mă urască pentru că spun că e un sport greu.
Și nici părinții care și-au dus copiii la... Nu, părinții n-au cum să mă urască, pentru că părinții au dorit lucrurile astea pentru copiii Copiilor. lor. Acum eu n-aș mai face față ca gimnastă, pentru că până pe la 16 ani am fost o minionă, iar după 16 ani, când se pare că am încetat cu efortul cerut de gimnastică, am început și eu să cresc, că aveam vreo 40 de kilograme și 1,45 m. Iar acum am nu știu câte kilograme, n-are importanță, dar am ajuns la 1,69 în timpul facultății. Da, ați rămas și cu puțină supărare pe gimnastică, din câte văd. Nu, cu Nu, dragoste cu dragoste, enormă, așa. cu dragoste enormă. Dar vreau să se înțeleagă că eu, la momentul facultății, nu am considerat că voi fi un antrenor foarte bun pentru gimnastică. În schimb, rigurozitatea cerută de gimnastică mi-a dat speranțe că voi putea fi un foarte bun antrenor la not. De ce am abordat în notul? Pentru că pe vremea mea, un sportiv putea să facă lejer, deci avea timp mai mult, nu știu cum erau alea 24 de ore, față de 24 de ore ale copiilor de azi, încât în vacanțele mici pe care le aveam, puteam să facem în not, tot la Clubul Dinamo am învățat să în not, puteam să fac în cantonamentele de pe lacul Snagov, am învățat să trag la rama de caiac, la patinoarul Floreasca, pentru că am locuit acolo, am învățat să patinez, dar nu să mă dau pe gheață, să patinez cu Radu Ionian, un antrenor deosebit Chiar de vă rog, pentru patinaj. telespectatorii noștri, să ne vorbiți puțin despre Radu Ionian. Cum era? Un tânăr, la momentul respectiv, eu eram o copilă, iar dânsul un tânăr, care după aceea l-am reîntâlnit ca asistent la Facultatea de Educație Fizică și dornic de muncă și probabil că așa sunt toți sportivii de la sporturile individuale, foarte calculați, foarte programați. Asta vreau să vă spun, că avea reputația unui mic roboțel. Așa Nu este. Ca depășea tot și ceea ce își programa, era tot timpul la momentul X pe care și-l nota. O secundă, dacă o pierdea, era o tragedie. Era foarte strict din așa acest punct de este. vedere. La fel ca și antrenorii de mai târziu de gimnastică, pe care unii dintre ei au fost colegii mei de facultate, Maria Florescu, care acum e antrenoare în, se pare că în Germania, dar mai puțin important asta, domnul Belu, Tavi Belu, Da. la fel ca Doina Sava, Cum deci l-ați sunt. perceput pe domnul Belu? De altfel, un antrenor care a Nu pot fost să vă spun. controversat pe parcursul carierei domniei sale. Cât eram studenți, știți cum e, studenția e mai spumoasă. Deci toți eram foarte veseli, și mi se părea normal să fie foarte riguros în planificare, pentru că noi asta am învățat. Să fim corecți, să știm ce să cerem și în același timp să fim exemple la copiii noștri, să mai mult să cerem prin exemplul nostru. Deci să fac parte dintr-o generație, generația 1974 de absolvenți De facultate. 74, Nicu Tatu, Dumnezeu să-l odihnească, la not, Doina Sava, Hoffman, Ionescu la volei, Dumnezeu să-l Dumnezeu odihnească, să-l Octavian Bel. Belu, Adi Goreac, care este antrenor al Lotto Franței, parcă. Deci lista este lungă de sportivi la momentul respectiv, de antrenori după aceea, toți sunt antrenori emeriți cu multe, multe rezultate frumoase. Și eu nu puteam V-a să rămas fac. această rigurozitate, nu pot să vă scot sub nicio formă. Încerc să amestec puțin momentele, încerc să... Nu pot să fac lucrul acesta și se pare că n-a reușit nimeni niciodată. Pentru ce mai sunteți admirată foarte, foarte mult?
este faptul că corelați extraordinar de bine orice moment din trecut, în prezent și previzionați cu o marjă foarte mică de eroare pentru viitor. Și toată această analiză care transcede timpul, pe care ați făcut-o cu fiecare dintre cursanții dumneavoastră și o să ne întoarcem spre sfârșitul acestei părți către campionul nostru, mândria noastră despre care ați pomenit mai devreme, ne vom întoarce la Flora, care spune același lucru despre dumneavoastră. Nu a putut să uite nici o secundă din niciun fel de antrenament. Întotdeauna adu-ți aminte atunci, așa vreau acum, asta vreau să faci, asta vreau. Am învățat împreună, unul de la altul. În primul rând, în copilărie, pentru că după cursul de inițiere, cred că era în 86. Haideți să spunem pentru telespectatorii noștri, poate nu, în momentul acesta poate nu sunt mulți sau eu știu, sunt printre dumnealor și persoane care nu știu mai nimic despre, pentru că se poate întâmpla. Haideți să-l prezentăm puțin pe Răzvan. Răzvan prima deține noastră în momentul de față titlul de campion. Este singurul medaliat olimpic al României la not. A luat medalie de bronz în 2004 la Atena, într-o probă foarte grea, 200 spate. 200 spate. Și după aceea a fost și la Beijing. Da. Lotul național. Așa. El a evoluat foarte frumos. Dar de prima oară când ne-am întâlnit, cred că era în 86, venea de la un curs de not, pentru că inițierea a făcut-o cu un alt coleg de-al meu, Dumitru Lungu. Așa s-a întâmplat. Organizatorii că a trebuit să iau o serie de copii. Și printre ei și Răzvan. Era un copil dornic, extraordinar de dornic să învețe. Nu făcea parte din categoria copiilor din care am făcut eu parte, plin de energie și necontrolată. El avea energie, dar de la vârsta aia, un copil foarte controlat. Nu era un anxios, era un dornic cerebral. Să reușească. În primul rând, foarte cerebral. Așa foarte este. Foarte cerebral, da. Și am lucrat împreună preț de vreo 4 ani, când a început să obțină primele medalii la copii. Multe, multe, multe. Iar din punct de vedere organizatoric s-au schimbat puțin treburile în cadrul clubului și eu m-am întors la altă grupă, el a mers mai departe cu rezultate pe care eu le-am urmărit, rezultate foarte frumoase, până când a obținut ceea ce orice sportiv și orice antrenor își dorește. El a trecut ulterior la clubul Faru. Da, ca senior a trecut ulterior la clubul Faru. Și alături de colegul meu, Octavian Tileagă, împreună au reușit ceea ce toată lumea își dorește, o medalie la Olimpiadă. Era a doua participare a lui la Olimpiadă. La Sydney obținuse locul 5, un loc extraordinar de bun pentru un debutant. A și fost o generație deosebită în notul românesc, perioada aceea, și lucrul ăsta l-a făcut și pe el să dorească și mai mult. Cum v-a chemat în 2005? În 2005, colegul meu Octavian Tileagă, probabil cu prea multe responsabilități în cadrul federației, nu știu ce hotărâri au luat împreună, în 2005, în aprilie, în sfârșit de martie-aprilie, vin și mă întreba dacă nu pot să-l susțin în pregătire pe mai departe, că dorește să continue pregătirea și să reprezinte. Și federația m-a contactat, am căzut de acord și așa am început și am lucrat preț de 6 ani. Până în 2011. Până în 2011. Am fost la Beijing împreună? Am fost la Beijing împreună, unde am terminat pe locul 7, în proba lui de bază. Dar o finală de olimpiadă, nu pot să vă spun acum în cuvinte ce înseamnă, ce și emoții, cât de grea în primul rând și cu ce participare. Nu știți cum,
Îl visam și noaptea pe Persil, cel care Da. vroia totdeauna să ia aurul, ca și pe cel de-al doilea, pentru că am pățit așa o emoție puternică la un campionat mondial în 2005, chiar în iulie 2005, când Răzvan la 3 sutimi a fost jos de podium, deci putea Depășit. să fie iarăși o medalie și o Cine medalie a la urcat atunci pe un... podium? Nu mi-aduc aminte. A fost Pirsel, a fost austriacul Rogan Hunt și Rogan, da, da, așa, și mai cine? și americanul Lochte. Lochte, care mai Da. târziu a devenit marele Lochte al Americii după Phelps, Da. care este și mixist și craulist și Le da, era face de pe un toate. debut, nu neapărat un debut, că el mai participase și la Olimpiadă și la În orice Mondiale. caz, a fost un rezultat deosebit Da, pentru da. România. A fost un În rezultat condițiile în deosebit. care nu s-a mai investit mai nimic în sport și totul s-a bazat pe sacrificiul și dragostea antrenorilor și pe sacrificiul personal al sportivului, în condițiile în care la noi bazinele de not, în loc să se mulțească, au avut un destin trist Da, trist, pentru noi trist. constanțenii, în Așa condițiile în este. care a trebuit să plecați la București și să-l antrenați. În orice caz, ați rămas cu reputația unui foarte bun tactician. Spuneați că îl visați și noaptea pe competitor. Da, Categoric. i-ați studiat pe toți din ce știm pentru a scoate tot ce s-a putut mai bun. Studiam cam primii 15 clasați în fiecare lună pe topul. Pentru că nu numai primii trei contează. Întotdeauna primii nouă care ajung Atât. acolo, de ce spun nouă? Sunt opt care intră în finală și există unul de rezervă. Și toți nouă, după ce s-au terminat cele două semifinale, își doresc un loc pe podium. Așa este. De exemplu, la Olimpiada asta de la Beijing, Vyacheanin, care a ieșit pe locul 3 la 200 spate, nu s-a calificat de prima dată. A trebuit să facă un baraj cu Neamțu Miul. Da, Și mi-aduc aminte că a atunci fost eu mă rugam să nu intre să nu Vyacheanin, că intre. știam potențialul lui. Da. Dar sportivitatea, Da, până la urmă își face loc n-am dincolo de putut să orice, nu-l sigur. aplaud pentru realizarea lui. Și cred că și el altădată s-a rugat ca Răzvan să nu mai Să intre în nu mai intre. finale, pentru că au fost situații în care Răzvan a fost peste el. Dar în ultimii 6 ani au fost acolo la bătaie. Vyacheanin este mult mai tânăr, mult, 4 ani, dar în not contează decât Răzvan. Răzvan nu știe să piardă. Nu că nu i s-a dat ocazia să piardă. Acum, de exemplu, a câștigat la Master, la campionatele mondiale de săptămâna asta, locul întâi, la 200 spate. Și înainte să plece, m-a întrebat, cât credeți că merg, doamnă? Ei, lasă-mă, nu mai vreau să fac niciun calcul. Pentru că aveam tot timpul așa, el își făcea o formă de calcul pentru serii, semifinală, Sigur. finală, eu făceam altele, unele coincideau. Și mi-au aminte că la un turneu preolimpic la Roma, la o semifinală, eu am spus un timp, el a spus altul, că a zis că cum o să se meargă așa de tare. Și spre fericirea noastră a fost semifinala a doua și a văzut cât de tare au mers cei din prima semifinală și s-a montat, pentru că turneul acela preolimpic nu era pentru noi un turneu de obiectiv. Era un turneu de antrenament, de pregătire. Dar și aici nu e bine să pleci cu orgoliu șifonat. Și după ce a ieșit, eu am și uitat de discuția pe care am avut-o referitor la timp. După ce a ieșit, a venit și mi-a zis, doamnă, trebuie să vă dau o bere. Da, De ați ce? avut dreptate. Zice, păi m-ați
montat, efectiv, M-ați atenționat și eu n-am fost atent. Da. Da, și întotdeauna am avut multe de învățat de la el, senior fiind, da, și cred că și când era copil, totdeauna mă gândeam, măi, eu ce copil eram la 7 ani și uite ăsta ce copil e. Doamna E o Handa, mândrie pentru familia necopleșit lui. Și acum cu modestia dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți realmente un formator de caractere și nu n-a fost cursant al dumneavoastră care să nu fie marcat la modul cel mai constructiv și pozitiv. Și dumneavoastră astăzi spuneți că ați învățat Dar și acum de la învăț cursanții și dumneavoastră. acum învăț de la copiii aceștia care au între 9 și 13 ani. De exemplu, ce învățați de la ei astăzi? Cum trebuie să umblu pe calculator, pe ce site-uri să intrați? Motoare de motoare de căutare. căutare trebuie să-mi transfer ce mă interesează de, din calculator pe telefon, pentru că eu nu am avut timp nici să fac cursuri. Am făcut și cursuri. Am făcut și cursuri, că altfel poate nu știam să deschid un computer. Dar lucrurile acestea care se învață din mers și pe care tânăra generație parcă le are în sânge, mie nu mi-e rușine să-i întreb. Dar cum fac asta? Și eu mă simt datoare să învăț lucruri de viață. Ei mă învață ce învață la școală, pentru că școala a evoluat, nu mai se face la clasa 5 ce făceam eu. Iar ei mă învață, iar eu învăț de la ei tot ce se face nou în școală. Și dumneavoastră invers. Vorbiți sub marca modestiei. Eu îmi permit să spun că sunteți un foarte bun strateg în psihoformare. Creați iluzia, și nu neapărat iluzia, dar creați această posibilitate a unui schimb interinformațional, astfel încât să-i motivați. Ăsta este și scopul meu. Să fie motivați pentru tot ce fac în viață. De multe ori le spun, măi copii, dacă trece viața pe lângă noi, o să ajungeți la vârsta mea și a bunicilor voștri și să ziceți ce am făcut eu. Iar eu chiar sunt un om foarte fericit. Sunt un om fericit pentru că, din punct de vedere profesional, am făcut și am ales ceea ce s-a dovedit că pot să fac și sunt mulțumită. Din punct de vedere familial sunt ok, am o viață ca toată lumea, urcușuri, coborâșuri, dar o viață dar frumoasă. Foarte frumoasă și mulțumită. Am copii care uneori mi-au reproșat că îi iubesc mai mult pe cei de la bazin decât pe ei. Pentru că de multe ori discuțiile pe care le-am la bazin cu copiii le mai transfer și acasă. Și una dintre fetițe chiar mi-a spus odată, mamă, tu ai două fete, n-ai 20 de copii. Când vorbesc câteodată cu cineva și zic, copiii mei, ele se gândeau în primul rând la ele. Au făcut aia și aia, au mers la nu știu ce concursuri. Mamă, și noi am fost la concursuri. Dar mama, și voi. Dar nu v-am lăsat. Nu, dar totdeauna vorbești despre ei. Așa este, da. Despre, apropo de modestie, copiii mei, cei personali, au luat de la mine ceea ce trebuia să ia în mod direct. Și mi se pare normal așa. Nu trebuie să îi scot la rampă. Dar pe copiii cu care lucrez... Ați avut această responsabilitate. Da. Ați fost conștientă de rolul dumneavoastră în viața lor. Așa și este. Ați vrut să faceți lucrul bun făcut, așa cum ați văzut la mama și exact. La tata. Exact. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză de publicitate, ce să facem, dar ne întoarcem în câteva minute. Nu ratați această ultimă parte pentru că vom primi și o rețetă a succesului, publicitate și ne întoarcem. Dragii mei, ne-am reîntors alături de doamna Georgeta Handrea, campion național
la gimnastică, antrenor de not, mentor, în același timp formator de caractere, de 38 de ani la 1 septembrie, antrenor la lotul național de not, am putea spune părintele spiritual al dragostei față de not, al tacticilor și strategiilor învățate de către campionul nostru, Flora Răzvan. Și nu numai, pentru că ați scos mulți campioni naționali, ați scos multe serii. Doamna Handrea, pe această canapea toată lumea primește câte o întrebare șoc. A venit și rândul dumneavoastră. Ați fost contestată de către colegi. Din păcate, în sport nu este întotdeauna numai fair play. Mai este și invidie. Mai este și invidie. Și s-au întâmplat situații, dar am trecut peste aceste situații cu fair play. Cu fair play. De ce și cu fair play? Ajutor din partea ajutor moral din partea altor oameni care au crezut în care valoarea au crezut dumneavoastră. În fair play în sport. Nu pot de să prin nu fair play? Uit pe doamna Nuți Frâncu. Vai! Nu pot să nu-l uit pe domnul Floroiu. Pentru că de câte ori eu aveam sufletul încărcat, poate nu spuneam la nimeni, dar colateral informațiile ajungeau și acolo și imediat era un telefon. Gina, ești drăguță, vreau să vorbesc puțin cu tine. Să facem o paranteză, pe dumneavoastră vă numiți Georgeta, dar cunoscuții vă spuneau Gina. Da. Da. Aș vrea să vorbesc ceva cu tine. Nu mă întrebau niciodată la modul direct. S-a întâmplat, s-a spus sau ceva. Uite, noi ne-am gândit că acum este momentul să faci cu tare proiect. Proiect care mă obliga să muncesc și să uit de situațiile neplăcute și în același timp se închideau orice forme de discuții suplimentare pentru că proiectul era important, era bine realizat într-un final și nimeni nu mai avea ce să comenteze. Nu mai putea să conteste. Da. Din totdeauna, atât domnul Floroiu cât și doamna Frâncu au fost buni arbitri în astfel de situații în care, sub marca momentului, datorită, eu știu, a unor conjuncturi de moment, au fost, într-un fel sau altul, invidiați, da? Anumiți sportivi și în speță la nivel de antrenori, lucrurile la un moment dat au ieșit un pic și așa pe... Se cu toate acestea, dumneavoastră a răspuns prin fair play. Au fost situații în care oamenii se așteptau ca dumneavoastră să fiți puțin mai dură și să reacționați altfel, pentru că ați cam fi avut motive. De ce n-ați făcut-o? De ce ați ales să fiți în continuare un bun coleg și să fiți în continuare o persoană fair play și să vă dedicați în continuare și proiectelor, și elevilor, și colegilor chiar, de multe ori câștigând prin a pierde pentru moment, pentru că asta ne-ați învățat și pe noi, să învățăm să pierdem și să câștigăm prin a pierde. Pentru că și astfel de situații fac parte din viață și din astfel de situații înveți, te îmbogățești mental și sufletește. Vei ști data viitoare cum să primești fără să te mai doară. Acum, chiar la ultima generație, prima oară, cu 2 ani, când sportiva de anul acesta, Constantin Mara, a ieșit campioană la mai multe probe, am pupat-o la prima medalie de aur și am spus... Știi, și am lăcrimat puțin. Și mama m-a întrebat, de ce ați lăcrimat? Ce viață grea o să aibă de acum, din partea competitorilor, dar și a colegilor. Va trebui de acum să fii de 10 ori mai bună decât ai fost până acum. Să muncești de 10 ori mai mult decât ai muncit până acum. Dacă
te-ai hotărât să fii în frunte. Este ușor, pare ușor să câștigi prima medalie, dar mult mai greu Să înzeciți să supraviețuiești supraviețuiești. acestui câștig. Lucrul ăsta l-am învățat probabil și eu ca sportivă, dar am văzut în situații la lotul seniorilor, la lotul olimpic, în care sportivii între ei sunt fair play. Nu că vor să fie răi, să știți, nu sunt răi, sunt chiar fair play, se ajută. Dar grăuntele de ușoară Invidie. invidie că tu, la momentul respectiv, n-ai putut să faci dovada muncii tale pentru că ai muncit 4 ani de zile Da. și ăla a reușit, tot este. E omenesc să existe astfel de momente de ușoară invidie. Și atunci, pe mine nu m-au putut întoarce din drum, da peste cap astfel de situații care s-au mai evit câteodată. Ați răspuns cu fair play atunci când apropiați de-ai cunoscuți de-ai dumneavoastră se așteptau să suferiți. Mi-aduc aminte, la un moment dat spunea, domnule, eu m-aș fi tăvălit de durere sufletească, domnule, femeia asta n-a știut cum să fie pentru noi toți, să aibă o vorbă bună pentru toți, să facă în așa fel încât toți să fim egali, repartizați colo-colo, să nu existe mari diferențe. M-aș fi tăvălit pe jos, nu o să dau numele pentru că știu sigur că se uită în acest moment la televizor și este una dintre personalitățile contemporane dumneavoastră care vă datorează mult din punct de vedere al pregătirii psihologice, din punct de vedere al învățării fair play-ului și de la care și știu anumite amănunte de pe parcursul carierei dumneavoastră. Vă salută, vă dorește multă sănătate și succes în continuare și vă mulțumesc pentru lecțiile de viață pe care i le-ați dat. Și dacă mi-a spus dacă vei folosi aceste cuvinte, sigur, Gina va ști la cine, despre cine este vorba. Nu numai colegii de-ai dumneavoastră, noi, elevii dumneavoastră, toți cei care v-au fost, vă sunt și vă vor fi. Rămân cu ceva. Rămân cu niște caractere puternice. Rămân, în afară de faptul că rămân cu o sănătate solidă, rămân cu o conduită alimentară sănătoasă. Rămân cu învățarea artei de a fi disciplinat, cu organizarea foarte bună a timpului. Rămân niște oameni de calitate. Rămân oameni care supraviețuiesc stresului, care pot să poarte povara cum alții poate n-au învățat încă, să nu spunem că nu știu. Și toate acestea în urma unor întâlniri cu dumneavoastră, pe un anumit parcurs de timp, vă bucură? Foarte mult. Vă dă satisfacție? Foarte mult. Vă simțiți împlinită? Mă simt împlinită, așa este, așa de fapt mă simt împlinită, pentru că mi-am făcut datoria față de mine. Pentru că probabil n-aș fi suportat să nu am împlinirea muncii mele. Mă bucură întâlnirea cu vechi părinți care îmi comunică că copiilor care până pe la 12 ani au fost campioni naționali, e vorba de familia Stere, de exemplu, Îi salutăm și noi, îi așa, felicităm. de familia Ilie, de exemplu, care au fost cam în aceeași generație cu tine și chiar Da. și cu Răzvan. Dar sunt foarte multe familii cărora le mulțumesc că au avut încredere să-și lase copiii pe mâna mea. Crețu, Da. Andreev, Da. Iuliana Ivciuc, așa o chema, acum nu mai știu, Școala 28. da? O grămadă, da, am zis că nu dau nume pentru că sigur nu pot, nu am timp.
Dar sunt o grămadă de părinți cu care mă întâlnesc și mă recunosc. Nu mai spun de tineri pe care eu numai după ochi eventuali îi mai recunosc. Și îmi spun, Doamnă, mulțumim că ați existat o perioadă în viața noastră. Dar eu mă simt împlinită pentru că am avut onoarea de a lucra cu oameni de calitate. Toți copiii care au trecut prin mâna mea au fost copii de calitate. Pentru că n-aș fi putut să rezist stresului de a fi profesor. Este un stres major. Cine v-a învățat să vedeți calitatea în fiecare ființă pe care o întâlniți? Cred că Dumnezeu. Pentru că părinții totdeauna mi-au arătat că toți din jur au calități, nu există persoane numai cu defecte, iar eu nu sunt o persoană perfectă. Am și eu defecte și calități. Și atunci, cred că Dumnezeu a făcut să iau de la părinții mei ce trebuia, de la profesorii mei ce trebuia și să încerc să transmit mai departe. Iar de la copii am fost o egoistă. Le-am luat energiile, dorința de a trăi, veseli și eu le mulțumesc pentru asta. Și i-ați format, în schimb, adevărate caractere. Pentru că societatea de așa ceva are nevoie. De oameni, de caracter. Ne-ați învățat să respectăm. Doamna Handrea, mi-aș fi dorit să fie mai mulți formatori de caractere ca dumneavoastră în țară. Ne-ați învățat să respectăm. Să respectăm natura. Să respectăm familia. Să ne respectăm pe noi. Să respectăm apa. Mi-aduc aminte că ne spuneați, dacă voi nu iubiți apa, nici apa nu vă iubește pe voi. Așa este. Da? Ne-ați învățat să respectăm efortul pe care altcineva îl depune pentru fiecare dintre noi. Nu mai trage de plutitorul ăla, știi cât s-a muncit, știi cât costă. Ne-ați învățat foarte mult. Eu aș face în momentul acesta un mic remember. Și a spune așa, că dacă Georgeta Handrea nu a putut să fie răsturnată așa cum în momente pe care majoritatea le regretă în momentul de față, că a avut dramul acela de invidie sau de răutate la un moment și n-au înțeles că liderii dumneavoastră calmau situațiile, punându-vă să gestionați anumite proiecte, să le derulați, astfel încât pe de-o parte să nu vă piardă, pentru că era foarte ușor. Dinamo v-ar fi vrut așa înapoi, v-ar fi primit cu brațele deschise. Sportivii care v-au trecut prin mână v-au cerut, v-au vrut. Părinții, la fel, au găsit acea cale de a face pace în echipă și de a le arăta, domnule, nu o protejăm pentru că ne plac ochii ei negri, o protejăm pentru că este foarte bună în ceea ce face. Da? Ani de muncă, ani de sacrificiu, ani în care plecată de la București, din Floreasca, de la o școală de foarte bună calitate, ajunsă la un liceu, iarăși, campioană la gimnastică, intrată în facultate la IEFS, conștientizând că gimnastica este o responsabilitate imensă trecută la not și a asumat acest rol cu o dăruire și un sacrificiu de o viață. Mama a doi copii, bunică a câți nepoți? Deocamdată, a un nepot. Să vă trăiască, îl salutăm și noi. Soție, noră, prietenă, pedagog. Și nu în cele din urmă, pentru că din punctul nostru de vedere este, noi cei care n-am ajuns performeri, formator de caractere. Doamna Gina Handrea, în acest moment, ce le-ați transmite în două minuțele părinților care au copii, cărora unora le spun că sunt agitați, dar numai dumneavoastră știți că ei de fapt sunt plini de energie? Așa este, nu există copii agitați. Dați-i pe copii la o activitate
că este dans, că este gimnastică, că este not. Copilul se organizează, se adaptează unui colectiv, unei colectivități cu aceleași interese, mai mult decât liber, dacă îi lăsăm să-și aleagă ei, deci dirijații spre o activitate. Dar poate ar fi bine să nu îi dirijați către activitatea la care doriți dumneavoastră. Adică să nu încerce părinții să se realizeze, să-și realizeze visele prin copii. Să lase copilul să aleagă. Nu este rău să facă 6 luni în not, 6 luni dans, 2 ani pian, că în 6 luni poate nu învață. Este o condiție a succesului să lași copilul să aleagă? Nu este o condiție, dar eu consider... O rampă către succes. Da, este o treaptă. Este o treaptă către a alege un drum în care copilul sigur se va dezvolta după posibilitățile lui. Deci nu încărcați copiii cu alte vise. Lăsați copilul să-și aleagă singur visul. Poate dar, că vor avea succes. Dar urmăriți-i de aproape și nu-i lăsați să abandoneze. Nici o activitate nu trebuie abandonată. Doamna Andreea, noi am ajuns la final. Noi vă mulțumim că v-ați răpit din timpul dumneavoastră și ați fost astăzi alături de telespectatorii Litoral TV. Doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc că ați stat alături de noi până la sfârșit și ați parcurs împreună cu doamna Georgeta Andreea drumul vieții domniei sale până la succesul pe care l-a dobândit până în momentul de față. Nu pot să închei această emisiune fără să salut încă o dată și să mulțumesc tuturor formatorilor de caractere din România. Inclusiv domnului pe care vi-l numeam la început, domnul Constantin Enache, care la fel are foarte multe mulțumiri de primit din partea celor care i-au trecut prin mână. Nu ascund faptul că este socrul meu și că îl iubesc nespus și îl respect pentru tot ceea ce a făcut. Pe dumneavoastră vă invit să vă duceți copiii la sport, să-i dați pe mâna unor formatori de caractere, pentru că sportul înseamnă disciplină, iar disciplina, fără doar și poate, vă va aduce și succes. Sunt Sonia Hristu Enache, vă dau întâlnire pe sâmbăta viitoare la un nou parcurs, pe un nou drum al unei alte vieți pline de succes. La revedere!